Era în vremea lui Mihail Sturza, domnul acela care de nevoie a condus țara după legi străine, încât a avut și răzmeriță. Țarul a poftit atunci și unirea bisericii lui cu aceea a românilor. Voia să-și pună bine piciorul în Moldova. Și ia ca așa oamenii lui, în sutane negre, au prins să cutreiere satele cerând preoților neștiutori să semneze pentru acea unire. Dar capetele luminate ale bisericii moldovenești s-au sfătuit cu Domnul ca în ascuns să înalțe ctitorii în limba și după obiceiurile țării. Pe atunci, la deal de mănăstirea Vorona, lângă un pârâu cu apă limpede și bună de băut, erau niște chilii în care de-a lungul anilor au viețuit niște pusnici, iar mai în urmă, pusnicul Ion cu ucenicii lui. Dacă Sihastrul a murit, ucenicii s-au retras la mănăstirea Vorona. Într-o primăvară, când încă nu se luase bine zăpada, niște ciobani au ieșit cu oile la păscut. Ajungând la chilii, au găsit iarbă pentru oi și adăpost pentru ei și au rămas locului câteva zile. Acolo erau și niște pomi roditori și ca să se încălzească au făcut ei foc mai lângă un măr. La căldură, pomul a înflorit. După ce au plecat ciobanii cu turma, s-a întâmplat să treacă pe la chilii și doi călugări de la Cozancea, Gherasim și Ioanichie. Și-au socotit că sihăstria aceea primăvăratică este foarte potrivită pentru schit, dar mai ales pentru liniștea lor, căci prea erau hăituiți la Cozancea din pricina unui stareț negru la inimă. Știi ce? I-a spus Ioanichie lui Gherasim. Mai tot avem ceva parale câștigate cu creșterea usturoiului. Hai mai bine să facem aici un schit. Scăpăm de stareț și rămâne ceva și de pe urma noastră spre pomenire. Dacă au mai văzut și minunea de măr înflorit pe zăpadă, încă și o piatră de mormânt cu numele unui sihastru, s-au hotărât să spună că acolo este un loc sfânt. Au trimis ei știre arhimandritului de la Vorona, mitropolitului și domnului țării, care în mare taină dă dură voie să se facă lăcaș de piatră pe locul unde se afla mărul cel înflorit. Călugării de la Cozancea, Ioanichie și Gherasim, au dat sihăstriei tot ce au avut la viața lor. Au făcut cărămidă cu mâinile lor, au lucrat lemnul și au înălțat zidirea. Iar după ani și ani, în bătrânețe ajunși, când lăcașul a fost gata, au tocmit un zugrav vestit pe Vladimir Macedon de-a migălit acele fresce neînchipuit de frumoase ce se văd și astăzi. Au sădit vie și livadă și acolo au rămas până la obștescul sfârșit. Iac așa a fost și cu sihăstria Voronei.